La 35 de ani de la revenirea la grafia latină, aceasta continuă să fie interzisă în regiunea transnistreană, unde se mai utilizează așa zisa moldovenească în chirilice. Printre puținii care au luptat și încă mai luptă pentru limba română în regiunea necontrolată de autoritățile constituționale sunt profesorii și elevii celor 8 școli cu predare în grafia latină. Între ei este și Nadejda Moscovciuc, care de 3 decenii predă limba și literatura română la Liceul Evrica din Râbnița. Să predai limba română într-o zonă profund rusificată și controlată de Kremlin este o provocare, dar și o mare responsabilitate pentru promotorii valorilor naționale, ne-a mărturisit profesoara într-un interviu pe care l-am realizat pe malul drept al Nistrului, la podul ce leagă Râbnița de Rezina, unde este amplasat unul dintre posturile ilegale de control. Dacă aici, până în Chișinău, în Rezina, în oricare dintre localitățile din partea asta de Nistru, copiii pot auzi instantaneu, în orice moment, vorbindu-se limba română. În partea cealaltă de Nistru, practic, în afară de școala noastră și câteva emisiuni în așa zisa moldovenească de la televiziunea Transnistriei, practic nu aud o limbă frumoasă, curată. Atitudinea față de limba română și cei care o vorbesc s-a schimbat treptat în ultimii ani, observă Nadejda Moscovciuc. Româna nu mai este vorbită doar în șoaptă și nici evitată în locurile publice, cum era până nu demult. Lumea deja, chiar și în târg, chiar și în centrele comerciale, nu se rușinează deja să răspundă în limba maternă. Poate că lumea deja s-a săturat de situația aceasta incertă. Poate că au fost convinși că va fi mai bine dacă va fi o integrare a țării. În plus, a crescut interesul locuitorilor regiunii transnistrene să studieze limba română la cursurile lansate anul trecut de Ministerul Educației și Cercetării. Este lume dornică să studieze limba română. Avem un număr mare de doritori de a studia limba. Am chiar și foști doi cursanți care au susținut examenul pentru dobândirea cetățeniei Republicii Moldova. Un pic lucrurile se schimbă. Profesoara spune că încă mai speră că într-o bună zi Republica Moldova se va reîntregi, iar limba română va deveni singura stăpână pe întreg teritoriul țării. În suflet oricum mă strădui, adică vreau să cred că odată și odată se va întâmpla lucrul acesta și nu vom fi noi așa pe ca frunza pe apă. Ce ar trebui să facă statul ca să vă încurajeze pe dumneavoastră, profesorii care predați aici în regiunea transnistreană în limba română? Cred că mai multă siguranță, mai multă consecvență în pașii care îi fac față de regiunea transnistreană ar duce cumva la schimbarea situației. Conform datelor Agenției Servicii Publice, în regiunea transnistreană sunt domiciliați 369.183 de locuitori. Din numărul total, 360.215 persoane dețin cetățenia Republicii Moldova. În ultimii 5 ani, potrivit datelor Biroului de Reintegrare, au obținut cetățenia și acte de identitate emise de autoritățile de la Chișinău 24.497 de locuitori din regiunea transnistreană, dintr-un total de 35.682 de persoane.